28 de primării din județ au primit ajutoarele alimentare destinate persoanelor defavorizate sau cu venituri mici. Conform declarațiilor făcute de prefectul județului Florin Sinescu, distribuirea pachetelor a început în jurul datei de 15 decembrie 2014 și va fi finalizată la sfârșitul acestei luni. În perioada 6-13 ianuarie, alte 28 de unități administrative vor primi pachetele cu alimente urmând a fi distribuite beneficiarilor. Județul Suceava are 113.603 beneficiari înscriși pe liste. Livrarea ajutoarelor alimentare primite de la Uniunea Europeană a debutat undeva în jurul datei de 15 decembrie. Până în prezent, când vorbim 6 ianuarie 2015, un număr total de 28 de unități administrative teritoriale au primit în total pachetele care urmează a fi distribuite către populație. Vorbim de un număr de beneficiari care au ridicat pachetele de 37.800, iar diferența va 913.603 de beneficiari care figurează în listele care au fost întocmite de Ministerul Fondurilor Europene, urmează să fie distribuite în perioada imediat următoare. În perioada 6-13 ianuarie, un alt lot de 28 de unități administrative teritoriale vor primi aceste ajutoare și imediat acestea vor fi distribuite către populație. În ceea ce privește listele suplimentare pe care s-au înscris persoanele care nu s-au regăsit pe listele inițiale, dar care îndeplinesc condițiile, până în prezent la nivelul județului Suceava sunt un număr de 8.000 de persoane. Acestea vor beneficia de aceste ajutoare imediat după ce va fi epuizată lista inițială, pentru că fiecare unitate administrativ-teritorială a primit un plus de 20-25% de pachete, astfel încât și aceste persoane să beneficieze de ajutoarele care vor fi livrate. Din acest punct de vedere, considerăm că la finalul lunii ianuarie, la nivelul județului Suceava, toate ajutoarele vor ajunge în fiecare unitate administrativ-teritorială și totodată vor fi distribuite către populație.